Excellency, stimați invitați, Your Excellency, dear guests, mass media, the press, vă rog să-mi permiteți să deschid festivitatea noastră, ca să-i spun. I would like to open the signing ceremony of today. Vă mulțumesc foarte mult că sunteți alături de noi. Being with us. Deci, martor din istorie. I'm a witness nowadays to a new project. Una dintre cele mai mari proiecte de infrastructură urbană. Implementing a major infrastructure project with you guys. Acela al liniei 6 de metro. That of metro line number 6. Which will connect the existing metro network of the Bucharest with the northern part of the city. Nearby Băneasa Airport automatic airport. Prin semnarea contractului de astăzi, ați fost informați că astăzi semnăm contractul de consultanță. You were informed that today is going to be signed a consulting services contract. Asistați în calitate de agenție de implementare a proiectului pe tot parcursul implementării acestuia. So that Metrorex could be further advised and assisted during the whole implementation of the project. Programarea documentelor, în realizarea for program and document scheduling și gestionarea lucrărilor pe tot parcursul execuției and supervision the works during the entire construction works and commissioning. Și după aia, o perioadă scurtă de timp, asistență pe parcursul and afterwards, for a short period of time, during the defect liability period. Practic, astăzi dăm startul oficial în implementare. Today, it's the official start of this new project. Câteva vorbe despre proiect, aveți imagini. Images and words about this project. Perhaps this project will not remain as it is. Because one of the consultant tasks is that to revise a part of the route of this new metro line and the number of stations in order to make the project more efficient. And also the financing agency recommended us, the JPA International Cooperation Agency and the Romanian government. Prin realizarea acestui proiect, sau prin implementarea acestui proiect, vom realiza o linie de metro care va implementing this project, we will achieve a new line între două mari moduri de transport. To connect two main transportation modes. Cel pe calea ferată. That is of railway from Gara de Nord. Cea mai importantă cale a României, de cale the most important main railway entrance of the city. Și modul de transport de calea aerului. And of course, the airport. Odopen and Băneasa. Acum se cuvine să amintesc aici poziția pe care I shall remind you today the position that the government of Romania also took day and within the next period administrației centrale in involving the central administration in the urban infrastructure projects of the Bucharest city as the capital of Romania. Tot proiectul așa cum a fost evaluat, the entire project as it was designed up to now consists of many stages and this worth of 1 billion euro. Cu sprijinul guvernului Japoniei și agenției guvernamentale japoneze, am contractat un credit în sumă de circa 320 de milioane de euro. Vă spuneam, cu sprijinul
sprijinul agenției guvernamentale japoneze am contractat acel credit de tip ODA, un credit foarte ieftin. With the support of the Japan International Cooperation Agency, we obtained a financing, a very cheap financing for Romania, covering a third from the total cost of the project. În documentele care v-au fost prezentate, mă refer aici la... You were submitted today for the press a document. Am dat mai multe detalii în legătură cu aspecte tehnice and included several technical details about the project. Așa că aveți suficiente elemente so that we believe you have enough elements to be informed. Vă mai informez la rândul meu că vom lansa foarte curând o nouă licitație pentru pregătirea unui nou studiu de fezabilitate. I want to tell you that we will soon launch a procurement procedure for a new feasibility study pentru prelungirea liniei 4 de metro, to extend the metro line number 4, care leagă două părți ale orașului, partea de nord-vest cu partea de sud, the one connecting two parts of the city, the north-west and the south part, Gara de Nord, Lac Străulești, Gara de Nord, cu partea de sud, respectiv Gara Progresul și mai departe linia de centură către Jilava. With the southern part of the city, Gara Progresul and further Jilava. Odată implementate cele două proiecte, respectiv legătura rețelei cu aeroportul Otopeni. Once these new two projects will be implemented, that is of metro line number 6, the connection with the Otopeni Airport. And the metro line number 4 extension from Gara de Nord to Gara Progresul. We will achieve the greater diameter of the different city of around 25 kilometers length. Having on its route, instituții importante de transport. Many important transport institutions. Pe aceeași axă, pe aceeași diametrală de metro. On the same axis of the metro network, there will be also și Băneasa, the international airports, Otopeni and Băneasa, patru gări pe care ferată, and the most four major railway stations, existing in Bucharest, Gara Băneasa, Gara de Nord, Gara Basarab, and Gara Progresul. Proiectul pe care îl, sau care îi dăm start oficial astăzi, the project that is about to be launched today, al finaliza și al pune la dispoziția utilizatorilor, is intended to be commissioned and to be put in service for passengers within less than 7 years after starting the works. 2012 va fi un an greu pregătitor. 2012 will be a preparation year, a very hard year. Greu pentru noi ca agenție de implementare a proiectului, cât și pentru consultantul cu care semnăm astăzi contractul. And difficult also for Metrorex as implementing agency and for the consultant with which we will sign the contract today. Foarte repede va trebui să revizuim proiectul în sensul în care am spus-o. Because the project will have to be very quickly revised, as told you before. Al eficientizării costurilor și al definitivării parametrilor de bază. To optimize the costs and the basis parameters. După aceea, pregătirea proiectului sau elaborarea proiectului tehnic preliminar și a caietelor de sarcini pentru lansarea primelor lucrări de structură la stații și tunele. That we issued the preliminary technical design, the bidding documents for the rest of the works to be signed for the structure. Valoarea contractului pe care semnăm astăzi este destul de importantă. The contract value we are about to sign today is very important. Și ca 66 de milioane de euro. Around 66 million euro. Se întinde pe
durata a aproape 10 ani de activitate. This contract has a 10 years duration. Și se cuvine să adresăm felicitări câștigătorilor. And it's worth to congratulate today the winners. Română, japoneze, franceze. We are talking about a Japanese, French and Romanian consortium. Format din companii de Padeco. Consisting of Padeco Japan. Oriental Japonia. Oriental Consultants Japan. Metrovesa din România. Metrovesa Romania. Sistra din Franța. Sistra France. Și Padeco din Statele Americii. And Seneca USA. Asta am avut să vă spun pentru început, dacă v-am mai that it was all for the beginning. If there will be some questions, I will answer them gladly after the signature of the contract. Voi semna contractul în prezența excelenței sale, domnule ambasador Amelia. This contract will be signed on the presence of His Excellency, the Ambassador of Japan, the Bucharest, Mr. Amelia, președinte al Padeco, together with the President of Padeco,